Centrul Cultural Pitești și Asociația Solidaritatea Umană 2011 Pitești au organizat masa rotundă cu tema Migrant în România. Dezbaterea s-a axat pe un proiect care are drept scop ajutorarea resortisanților țărilor terțe de a se integra în comunitatea argeșeană, fie că sunt studenți ori au statutul de emigrant. La reuniunea coordonată de colonelul Nicolae Jianu au fost invitați și 4 studenți în anul pregătitor la Universitatea din Pitești, studenți originari din China, Brazilia, Mongolia și Republica Dominicană. Este vorba despre proiectul Coordonarea Națională a Acțiunilor de Integrare a RTT în România. Este a treia etapă a unui proiect de integrare a resortisanților în țări terțe în România. Este un proiect care se va duce până în 2015. Fiecare etapă urmărește să folosească rezultatele obținute anterior în segmentele acestea de un an, de 6 luni, și să dezvoltăm astfel încât o mare parte dintre cei care învață, care trăiesc în Argeș, să fie ușor integrați în societatea românească. Acum, scopul este de cunoaștere, deci astăzi urmărim cunoașterea între participanții la acest fenomen. De asemenea, ne propunem inițierea unui dialog altfel decât până acum, de a prezenta proiectul și se închide activitatea. Încercăm să facem activitate interactivă. Și un alt obiectiv este de armonizarea măsurilor între autoritățile statului, între ONG-uri care se ocupă de această chestiune, între universitate și alți factori care contribuie la integrarea străinilor în societatea românească. Acum vorbesc să puțin limba română. De fost mulțumesc doamnul și profesoară vini aici. Acum sunt un pic singur, pentru că nu știu, cred că este a început, este greu. Pentru că nu vorbim bine limba română și la universitate suntem cu studenții străini și este un pic greu pentru să fac prieteni români. Dar sunt binevenite aceste întâlniri, invitația pe care ați primit-o de a participa aici la această întâlnire alături de partenerii români? Da, este foarte bine. Vă gândiți să veniți și cu niște propuneri de colaborare pentru a vă ajuta să vă integrați cât mai bine aici, în spațiul nostru? Da, este foarte bine. Avem nevoie de ajută. Pentru mine, eu simt foarte bine. Eu am mulți prieteni din România. Ele ajută. Ajută-mi, este bine, foarte bine. Aici în România eu mă simt foarte bine. Oamenii români sunt foarte politicoși și sunt foarte buni. De exemplu, cum eu am venit prima dată aici la Pitești, domnul Tuța m-a primit foarte bine, toți a fost foarte dragut. Și eu am avut asta impresia despre oamenii de aici, din Pitești. Nu este la fel ca în București, pentru că aici e mai mic și oamenii sunt mai uniți și sunt mai de aproape. Și aceasta a fost impresia mea despre oamenilor aici în Pitești. Dar pentru să dezvoltez mai mult și colaborăm relație dintre e mai mult ca oamenii de aici pot să vorbește o altă limbă, pentru că e foarte greu pentru studenții care nu vorbește deloc limba română. Vă referiți ca românii ar trebui să vorbească o limbă străină de circulație internațională, da, cum ar fi engleza. Ca engleza și limba și franceză. Pentru că e foarte greu pentru noi. Eu știu că noi am nevoie să învățăm limba română, dar la început e prea greu.
România este în prezent doar o țară de tranzit, dar sperăm să devină în viitorul apropiat o destinație stabilă pentru toți cei care își părăsesc țara natală pentru o viață mai bună, a fost concluzia organizatorilor.